la nivelul inspecției muncii, de fapt a fost cererea ministrului muncii, s-a desfășurat o acțiune privind o întâlnire de lucru, mai bine spus, cu privire la diseminarea informațiilor privind noul cod al muncii, la care au participat toți inspectorii șefi și inspectorii șefi adjunți pe relații de muncă de la toate ITM-urile din țară. Vom demara începând cu săptămâna viitoare până la finalul lunii o campanie de informare a angajatorilor și totodată a angajaților cu privire la noile reglementări ale codului muncii. Practic au fost dezbateri pe noile modificări. Vechiul cod și noul cod al muncii, care au fost modificările. Cu privire la... Au fost dezbateri, dar nu pro și contra. Pur și simplu dezbateri, ca să zic așa. Noi am primit o adresă de la Inspecția Muncii și urmează să diseminăm, ca să spun așa, cu toți inspectorii de muncă codul, iar dacă avem dificultăți în interpretare sau în aplicare, până la sfârșitul lunii vom transmite inspecției muncii și atunci o să ne punem la punct și cu ultimele dificultăți, dacă va fi cazul. Vom afișa pe site-ul ITM-ului într-o rubrică mai... zic eu, mai deosebit, sară în ochi o chestiune mai deosebită, toate modificările, adică vechiul cod în formă tabelară, vechiul cod și cu noile modificări alături, se poate face o comparație, ca să zic așa, și... Veți merge și în teren? Da, vom face și campanii de informare și pe teren și cu și mari angajatori, totodată vor fi informații în scris.